Bună seara, dragi oameni buni, și bun venit la o ediție absolut explozivă a emisiunii Cancan Exclusiv. Nu de alta, dar îl am alături de mine pe Romeo Fantastic, însuși legenda muzicii românești. Salutare, salutare, bine te-am găsit. Sunt foarte happy că sunt aici alături de tine. Eu îți mulțumesc foarte mult, Romeo, că ai venit, pentru că de foarte mult timp te tatonam cumva și îți dădeam mesaje și ai zis, hai, vino și la noi la emisiune să discutăm chestii smart, pentru că chiar dacă tu ești Caterin Cos, eu vreau să intrăm în partea tehnică a succesului pe care tu l-ai. Este un succes absolut evergreen. Copiii, în ziua de astăzi, chiar dacă nu erau născuți, știu piesele tale. Cum, Doamne iartă-mă, s-a întâmplat asta, Romeo? Păi, probabil că e genetic. Dacă părinților au ascultat și s-a întâmplat și conexiunea asta genetică și mai ascultă prin casă pe la petreceri. Na, unde e petrecere fără Carolina sau fără una dintre melodiile mele. Adevărat. Și, da, cam se ascultă la toate chefurile din ceea ce îmi spune fanii și din ceea ce am trăit și eu. Îți dai seama că nu vorbesc din burtă sau din imaginație. Pe bune, așa e. Ok. Eu am aici niște întrebări, însă mai întâi aș vrea să ilustrăm următoarele titluri ale pieselor legendare pe care tu le-ai cântat și le-ai în repertoriu. Bun. Ia banana portocala. Da. Odată. Dă-ți chiloții jos. Da. Odată. Taci și urcă-te pe mine. Da. Odată. Să-ți fur chiloții. Altodată. Altodată. Îți place carnea de cuc. Altodată. Băi, bun. Asta, melodia asta are poveste. Dai, termină-ți și la urmă spun. Romeo. Ceva. De unde inspirația pentru aceste titluri? De ce aceste titluri care aparent au o anumită conotație? Această conotație este una reală pe care și tu ai dat-o pieselor și titlurilor sau e în mintea oamenilor doar? Nu neapărat. În primul rând trebuie să fie hazli în ceea ce mă privește, că nu le ascult ca și cum ca autor care le fac. Eu le ascult în cum le-ar asculta un ascultător și când, cum să spune, când dau play la o melodie în imaginația mea, uh-huh, o percep, o ascult nu ca eu care o creez. Ți-am mai spus? Ca un ascultător sau unde găsesc floricica să-l fac să râdă, să danseze, să simtă bine sau să treacă la alte etape. Ok. Mie mi se pare foarte interesant faptul că noi îl vedem pe Romeo că este un tip Caterin Cos, că ăsta e cuvântul românesc. Pentru toți oamenii care au stat câtuși de puțin de vorbă cu el, acești oameni pot realiza că Romeo de fapt este un mic geniu. Hai, de ce să nu o spunem pe aia dreapta? Romeo, tu ai jucat un personaj de-a lungul vieții tale artistice? Păi, ca să-ți explic, prin anii 97 deja mă gândeam cum să arăt eu ca om. Și atunci am îmbinat faptul cum mă port eu în viața de zi cu zi, cum îmi place mie să mă port, cum aș vrea să arăt, sau inelele astea, ochelarii. Cu ochelarii, să știi că am o poveste mișto, ți-o spun mai târziu, dacă vrei. Uh-huh. Și atunci am umblat la personaj, în același timp mă gândeam și ce să abordez, pentru că nu eram foarte sigur. Și într-un final am aflat, bine, într-un final, pe timpul ăla, când spun eu, nu era așa muzica, era diferită, pentru că ca să intri pe piață, pe piață însemnând pe nunți, că nu era piață pe timpul ăla, știi, noi maneliștii pe timpul ăla, întotdeauna am fost considerați, nu neapărat cireașa după tort, dar eram așa black music. Uh-huh. Înțelegi? Muzica interzisă? Dacă vrei. Nu neapărat interzisă, dar nu se cânta la nivel mare cum e acum la gen festivaluri, uh-huh, etc. Oamenii nu recunoșteau atunci că ascultă manele? Mă rog, nici acum nu recunoșteau. Erau leșinați, erau leșinați după manele. Doar că, și erau mult frumoase, erau foarte frumoase atunci manele. Doar că nu se aducea la nivelul general. Uh-huh. Înțelegi, n-ai anii 97, rar să vezi tu un concert de câteva mii de persoane să fie un manelist invitat. Era o nișă, practic. Era o nișă. Era dansul care conducea, salut dansul, nu vreau să intrăm într-o daia polemică, care conducea pașii ăștia. Și ca să spunem că era o cenzură, înțelegi? Că, mm-hmm.
Și îți dai seama, dacă auzea pe timpul ăla, când auzeai Maneri, nu, cu tare, toți soliștii care erau la timpul ăla și la vremea aia, nu vrea să se, cel puțin să fie un manelist în culise, dar minte să-l vadă, știi ce zic? Ok. Nu dăm nume de trupe, eu le-am prins pe toate, știi, dacă ar fi. Dar ce ai, ce e cel mai mișto, e că m-am înțeles bine cu toți, ciudat, poate stilul muzical. Ei, și atunci am luat-o, mergeam pe un reggaeton mai lent, așa, înțelegi, și atunci am binat, bă, dacă e cu reggaeton, pac, personaj de reggaeton. Bineînțeles, când am venit eu aici și când am venit cu blugi rupți pe mine și cu coade și cu astea și cu nu știu ce, să uita lumea, wow, ce stă mă marțiar, mâncați, știți, n-are săracul. Hai să fac o paranteză, m-am dus odată la o tipă, la o gagică. Și aveam niște blugi rupți și dădusem pe timpul ăla vreo 700 și ceva de mărși pe ei. Mai erau fetice, dar gust cu asta. Și m-am culcat la aia acolo și când m-am trezit, măsa văzând pantalonii lăsat, na, tu știi, în grabă, da, să zicem. Da. A oftat în sine aici, ai săracul. Doamne, ce mi-a adus fata mea în casă. A, uite și ce pantaloni. Și a luat pantalonii, am mâncat, să-i gură, doamne. Și mi-a peticit. Păi și l-au făcut varză. Eu m-am trezit frumos, adun pantalonii. Asta e pantalonii. Când i-am văzut, mi-am dat palme. Mai nenorocit, bă, știi, ca în povestea aia cu porcul, cu pielea, cu asta, știi ce bine, dar mărmăr. N-ai mai putut să-i porți după aia? Ba da, am zis rupe-i înapoi cum a fost, am luat farfe, că i-am făcut zdrențe, înțelegi? Ei, și așa cum zic, am îmbinat toate nebuniile astea și am început să... Primele tipuri de trap, fii atent, cântam trap pe țambal și bas, știi ce zic? Uh-huh. Mi-era măsurile pe timpuri. Și cântam gen de-astea pe drumul Zabarului, trece mama hoțului, știi? Zabarului este o adresă de pușcărie, de Jilava, știi? Da, da, da. Încărcată cu mâncare, tărără, să ducă la pușcărie și cu tare, vorbeam urât, băgam și făceam ești, dângeam ești, care m-a sifonat, cu tare, cu tare. Lumea se uita așa, ce face, mă, mâncați și gura ta ăsta. Eu îi spuneam, băi, marcări, trap, ce trec cu asta, mă, te cântăm altceva, înțelegi? Eu am mers în concomitent cu asta, știi? Uh-huh. Îți căuta identitatea, cum ar veni, identitatea artistică la vremea aia. Îmi căutam și identitatea și îmi perfecționam și eu ca personaj și ca om care dau pe scenă. Și atunci le-am făcut eu într-un fel cum le-am făcut, cum face bucătarul cea mai bună ciorbă. Am căutat toate ingredientele și toate erau cunoscute. Și mi-a trebuit ceva, de exemplu, ca din munții Tibet. Toată lumea suce în Tibet, știi, ca în ghilimele. Și uite așa, m-am apucat de Carolina. Ok, cum care? S-a ajuns la numele Romeo Fantastic? Ajungem și la Carolina, care o Romeo Fantastic, interesant. Hai să spun cum a fost. Prima oară a fost Romeo Bombastic. Bun. Înaintea tuturor a mai apărut o trupă cu Bombastic, dar era fake. Eu am fost primul Bombastic, pentru că toată lumea când apăream într-o nuntă sau într-un eveniment, explodam ca o bombă. Așa energie... cum să spunem, dădeam o energie afară de toată lumea, îi cuprindea, cum să spunem, când faci o explozie, chestia aia care se duce așa, știi, cum îi spune la aia, că nu știu cum vine. Nu știu, e ca reculul cum ar veni. Da, mă, da. Suflu, era suflu ăla. Suflu, da. Deci toată lumea era nunți sau botezuri sau pe unde cântam eu, era, până mea, monotonie așa, adică aceleași melodii, adică același balans, nu era nimic tare, nu era totul perfect, știi, că așa era pe timpul, dar era frumoasă muzica. Iar eu acum am gândit-o, eu n-am cum să vin să cânt așa ceva, că eu că vreau... Nu te ridicai peste ce da. Se întâmpla atunci. Okay. Și când începeam, cu ce începeam, cu nebuniile astea de reghetoane care le îmbinam, eu le zăpăceam, dar atenție, pe țambal și contrabas. Gândește că driblura morfologică referitor la țambal și bas, e mult mai triplu împărțeală, ca metrică, decât este pe o simplă tobă. Gândește-te că tu trebuie să socotești triplarea de măsură, tam, 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 înțelegi?
ce e acolo, tam tichidam, tam tichidam, tam, da? Hai să facem pam, bam, bam, tam tichidam, pam, pam, dar nu e așa, că aveai și basul. Și tu trebuia să prinzi un spațiu foarte mic între contrabas și între țambal, ca să, uite așa, să fugi și tu printre ei, dar în același timp să fie plăcut și pentru ăla care ascultă, dar și pentru ăla care dansează, să creezi și balansul, că balansul creai pe ceea ce vorbeai ca voce, ce interpretai la microfon. Toate astea, dacă ei să le iei așa din punct de vedere muzical, e inimaginabil. Ei nu pot să-ți explic. Dar eu le dădeam pur și simplu. Nativ. Nativ. N-aveam nicio voi fiind familie de muzicieni, probabil da, că l-ai avut și meu, pe fratele tău cumva. Numele meu este Cobzaru. Da. Înțelegi? Și suntem de când am venit în România aici, de sute de ani, cântam pe la boieri, familia mea, strămoșii mei, știi? Tu știi cum era pe timpuri când se căsătorea un boier, o boieroaică de asta, o boieră, în fine, de ăștia, cum era Valahia, în fine, se dădea cadou o pereche de țigani. Ei, țiganii ăștia erau diferite meserii, tâmplarii, dulgheri, tâmplarii, zidari, etc., administrator de curte, că era și ăștia... Tataia al meu a fost administrator de curte la Marta Bibescu, alo, ce vorbim noi, înțelegi? Și erau și lăutari, dar lăutarii ăia, copzari, care erau țambalul ăla după gât, știi? Rampa, maneaua aia care se cânta turcească, maneaua turcească era foarte frumoasă și se cânta foarte melodic cu vocea. Adică îți dădea, te ducea undeva departe cu mintea. Chiar dacă te uitai pe domniță de aia pe timpul ăla și era cam grăsuță, că așa erau femeile moda anilor, eu știu, vorbim de anii 1900-1800. Rubensienele, alea cu da. Noi am venit pe aici cam prin 1785, cam așa. Înțeles, am fost aduși prin altă țară, nu de aici, înțelegi? În fine, și toate astea fiind spuse, am încercat să fac toate nebunerile astea să îmi iasă într-un fel. Păi ne făceam, nu știu cum le făceam, dar acum pot să spun cum le făceam. Făceam balans. Atunci le făceai instinctiv. Era foarte greu. Pentru că n-aveai nimic solid, adică n-aveai o metrică, o ceva să-ți țină un beat. Tum. Dacă nu știai măsuri, nu știai asta, erai pa, la revedere. Nici n-aveai ce să cauți acolo. Ok. După Romeo Bombastic, a apărut ideea de Romeo Fantastic. Da. Care a fost prima piesă semnată cu numele Romeo Fantastic? Prima piesă semnată cu Fantastic a fost asta, cu albumul cu Carolina. 1998? Nu, aia a fost Bombastic. Eram, deci erai Bombastic, eram Bombastic lui, atunci, da? Lui Carolina. 98. Ok. Dar are vreo rezonanță numele ăsta Carolina pentru tine? Era vreo iubită, vreo ceva, vreo ce... La momentul ăla însemna ceva? Era... Pe timpuri văzusem un film. Și... Era o tip acolo, așa, o neagră, de asta o chema Caro, știi? Dar acum, să nu fiu, să fiu și sincer, am auzit și melodia lui Shaggy cu Carolina. Și mi-a plăcut foarte mult chestia aia, știi? Acum, toată lumea, știi că m-a dat, facem o paranteză să spun că m-a dat Shaggy în judecat. Asta în ce an? Când se întâmplă? Cum se întâmplă? 2002 sau 2001, ceva de genul, că i-a furat melodia, dar n-aveam nicio treabă, până la urmă, melodia lui cu melodia mea. Și aș câștiga procesul. Eu ți-o zic așa, subiectiv. Da. I-ai dat despăgubiri ceva atunci? Stai mă, dacă aștepți. Ia de... Zice instanța, domne, având în vedere faptul măr, să nu folosim de astea, zice, o să primiți despăgubiri așa, pe salariu, cum era salariu în curs, în anii aia, știi? Da. Îți spuneau pe oprire. Și stai să vezi, și avocatul, cam cât? Zice, 1 milion pe lună. Dar avocatul a fost, pare, prost la faza aia. N-a specificat moneda, sună pe Shaggy. Alo, boss, ne dă 1 milion pe lună, acceptăm? Accept, boss. Buf, acceptă. Și când a venit primii bani, îți dai seama ce l-o fi largat pe ăla prin casă. Toți băgameși. Înțelegi? Cam așa a fost. Închid paranteza. Și în total, tu câți bani ai dat? Câți bani am dat? Da. Eu n-am dat niciun ban. Îmi oprea din UCMR, că sunt membru înscris. Apropo, m-am dus la UCMR, mă, mamă, să vezi jale acolo așa. Cu domnul Moculescu pe vremea era, nu? Da, și când m-a văzut
omul ăsta acolo. Eu vorbesc frumos cu domnul Moculescu, cu toate că el este un mărmăr. Mărmăr ăsta e foarte abreviat, știi ce zic? Poți să zici ce vrei tu cu mărmăr. Rămâne la interpretarea. Da, ce caută cioara asta aici cu tare? Am ajuns să vină și, să vină și ăsta compozitor. Doamnă sală, am lăsat. Ce treabă cu tare, cu tare? Zic, auzi băi, martalogule, luați-ai stalcea în Giumbalau. După ce că ai furat de la italieni, spui mie că de ce caut eu aici? Mamă, l-am făcut de comandă cu o școlță. Așa frumos, dar fără să ridic vocea și fără... Dulce! Uh-huh. Pe minor am vorbit cu el. Zic, vezi, zi naibii de alea tale acolo. Așa, și lasă lumea în pace că și fiecare are dreptul, cum și eu am spus, fiecare are dreptul să-și încerce talentul. Până la urmă, și nu separa să-l și îl încerce. Să-l scrie sau să stea unde e locul. Uh-huh. Printre alte cuvinte, nu că am fost eu primul țigan care am fost eu înscris la UCMR, sau, dar din familia mea am fost primul. Uh-huh. Și am rămas primul pentru că mă rog de fratele meu să înscrie și nu reușesc să-l duc. Nici acum. Nici acum. Nenea are cele mai tari melodii din România și nu sunt înscrise, deci practic... Și le poate însuși oricine, oricum și le-au însușit mulți. Și a pierdut și niște bani destul de mulți. Ei, acum... Dar tu ai făcut bani pe treaba asta cu Uniunea Compozitorilor? Da, eu am luat bani. Așa, sunt niște fabule. La începuturi am luat bani mulți, înțelegi? Uh-huh. Am sărit sume de 10.000 de roni, înțelegi, la începuturi. Ok. La urmă, după ce a început lumea să fure ambientalul, știi că, na... Cine naibii mai punea melodii în discotești, cine a anunțat la cum e acum. Deci acum, dacă te prinde, am înțeles, nu știu dacă e ok. Dacă te prinde într-o discotecă și îți vine frun ăsta și te întreabă de ambiental și n-ai contracte pe melodii, ești pa la revedere, știi, ar fi frumos. Dar este, ei nu se gândesc. Adică tu să-ți dai consimțământul ca să fie pleiată piesa respectivă, ca să... În momentul în care ți-am înscris-o la casa ta, cum ar veni UCMR-ul, eu îți dau niște taxe acolo, da, care îți plătesc și impozii la ele și tot ce trebuie, iar tu trebuie să te asiguri, datoria ta este să te asiguri că nu este furată melodia, nu, păi n-ai cum să scrii ceva furat acolo, că imediat, știi? Uh-huh. N-ai cum. Că acolo dai textul, linia melodică, scris pe note, n-ai cum să... Și ăia imediat, și cu ce seamănă, știi? Să se vadă dacă e plagiat, Marmi. Nu, scrii frumos, e plagiat, e dă-la și așa mai departe, în fine. Și asta e. Romeo, tu de ce ești intitulat Regele Sexului? Care e? Adică asta a venit de la tine... Au fost niște fete care au făcut un fel de forum și au zis: ok, Romeo, ești tu regele sexului. Ce se întâmplă? Ca să termin ideea care m-a întrebat prima oară și ajung și la regele sexului. Deci 98 bombastic, 2000 fantastic, 2001 sau 2002 Romeo fantastic, regele sexului. E, astea nu mi le-am pus eu. Producătorii muzicali, datorită faptului că lumea vorbea, băi, ăla, Romeo, regele sexului. Iar regele sexului a fost atribuit de la o boacănă de-a mea făcută odată, am făcut o petrecere cu cineva și s-a întâmplat un pariu acolo, știi? Și chiar sunt bun la pat, adică îți spun că a făcut unii un pariu pe câteva, pe 5.000 de euro, ei între ei, știi? Băi, bă, stăci, că e regele sexului. Ei, mă, să vedem noi dacă stai regele sexului. Și era una care murea de mine. Asta se întâmplă prin Spania de mult, știi? Ce, te bași cu fantasticul să vedem ce rege e? În cât timp îl faci de comandă? Aia în 5 minute. Pă bune, pă bun. Abi. Și am intrat cu ea. Mă, cum pot să vorbesc? Cu mărmări, cu cărcuri? Cum vrei tu, zic ce vrei tu. Și îmi zici dacă la final bipuim. Vrei să bipuim sau o lăsăm așa? Voi știți. Ok, nu bipuim. Și intră aia pe cameră cu mine. Bă, o mare frumusețe de femeie, recunosc. Eu sunt leșinat după femei înalte cu părul lung, până aproape de fese sau de cur, cum vreți voi să spun. Bine rău, o brunetă de aia care zici că ai găsit în Oceanul Atlantic. Sirenă direct. Sirenă de aia romantică, rău. În fine.
Știa treabă, făcea treabă? Adică avea pe ce să se bazeze? Mă, nu știu dacă știa treabă sau dacă nu știa treabă, pentru că nu știam substratul ăsta, știi? Uh-huh. Era o tipă care era acolo și plăcea rău de tot de mine, dar nu știa cum să, nu prea mă băgam în seamă. Și a intrat ea repede, jap. Zic, o, fă-i nebunul, ce dracu faci fă aici? De, păi, nu vei, o, fă-ți, oprește-te. Hai să facem dragoste. De-aia să uită așa la mine. Facem dragoste, da. Și am început. Te gădăm, în fine. A durat 45 de minute, până la o oră și ceva, și a dat femeia drumul pe mine, mâncați, și a zis că s-a pișat pe mine. Și zic, bă, dar chiar așa, zice, băi, te rog să mă ierți, în viața mea nu am simțit sau nu am avut orgasm. Da, da. Ai înțeles? Păi, în halul ăsta, păi dacă niciodată n-am avut, ai bine. Să fii sănătoasă, hai să mergem mai departe. Și am început, tam. Cât crezi că am stat acolo? Câteva ore? 5-6 ore? Nu. A durat vreo 4 ore și vreo 50 de minute. Da. La un moment dat am început să... Stai, tu ai ajuns și tu în punctul în care a fost doamna? Nu. Păi n-ai cum. Păi dacă ajungeam, nu mai știi ce zic. Stai să vezi. Ajunsesem să se plimbe corpurile de la... Știi că la un moment dat există un fel de transpirație, dar nu transpirație de asta normal. Da. Ca o alifie așa, uh-huh. Cred că râde ăștia în regie acum, pe bune există, înțelegi? Care o ia corpurile la vale și atunci ieși în punctul G acolo, da. Care nu mai ieși, și orice mișcare, ca opturi americane și cu verticale și cu dalea, pentru ei... S-a terminat, da. A avut femeia vreo 4-5 orgasme. Da, același tip sau alelalte n-au mai fost atât de lichide? N-au mai fost atât de lichide, alea au fost mai mărmări. Și a ieșit din cameră și ăștia o întreabă, cum e ăsta? E regele? E să moară familia mea, zice asta, a vrut spre... Băi, uite așa, îi făcea genunchi, nu mai avea genunchi, pentru că na, era prea happy. În fine, pune în paranteză, că nu mai spun ce a urmat, că e o poveste mișto. Și uite așa, pac, regele sexului. Deci aia a fost prima probă a regelui sexului, cum nu, a fost probată, prima probată din lume, înțelegi, că la urmă n-am mai pus eu botul la de-astea, înțelegi? Și o conjunctură referitor la această denumire a fost și de aici și plus de asta datorită textelor și liniilor mele. Melodice. Melodiile, da. Da. Înțelegi? Romeo, ți-ai făcut vreodată un bilanț amoros? Adică, acest rege al sexului, câte asemenea incursiuni a avut cu femei diferite? Păi, să spun sincer, nu mai țin minte. Te-ai oprit din numărat pe la cât? După ce am trecut de vreo 60-70, n-am mai ținut minte, pe bune vorbesc. Uh-huh. Ideea e că alegeam numai femei de-astea care mă excita pe bune, adică avea un bombastic super șmecher, știa să te facă să sări pe mine, gen. Uh-huh. Le avea pe sări pe mine, știi? Dar tu n-aveai, adică tu nu făceai eforturi în zona asta, ele veneau către tine. Îți dai seama. Erau femei stare să mă plătească oricât ca să am om de asta cu ele, știi? Un pat. Dar de ce? Cum explici? Erau curioase. Ce face ăsta? Păi și ce face? Păi ce fac, ce orice bărbat în pat până la urmă urmei, nu sunt mai... Bă, stai mă, hai ca să o luăm tehnic. E de la dimensiune? Nu. Nu. Tehnică. Nu e de la dimensiune. Tehnică și creier. Ascultă-mă, cea mai mare șmecherie la o femeie este să știi când să șoptești, ce să șoptești la ureche și pe ce modalitate de a vorbi, nu să-i spui pe vorbă de-aia pițigăiată. Te vreau, nu pot să vorbesc pe înaltă eu. Dacă ne-ai spus te vreau, mamă, ce te-aș acum, ce ți-aș da, ce... Păi ai zăpăcit-o aia, înnebunește cu vocea asta în urechi. Ok. Voce de bărbat. Poți să fii cel mai slăbănoc sau să n-ai mușchi, n-ai nimic. Din experiență, zic așa. Înțelegi? N-ai ce... Și în altă ordine de idei, cred că n-a fost una să nu rămână gravidă care a fost cu mine prin pat. Măcar cu gândul, cum ar veni. Numai nu a rămas gravidă foarte multe. Nu cred. Da. Tu ai copii nelegitimi? Nu neapărat nelegitimi. Am copii, dar nu mai știu câți am.
să fie sănătoși, vă pup pe toți, tati, sau doi bălaurii mei, aveți grijă că vă sparg. Tu acum nu faci Caterinca. Nu, mă, nu, am copii. Dar te-au sunat și ți-au zis, bă, vezi că s-ar putea să fiu gravidă cu tine, adică... Băi, m-au sunat, îți dai seama, dar le-am zis să... Băi, eu nu zic să-l dai afară, că e păcat. Uh-huh. Dacă vrei, îl ții, dacă nu, să fii sănătoasă, faci ce vrei. Pentru că orice pas care l-am făcut cu o femeie, am spus din start, nu merg cu tine că te îndrăgostești. Ei și, zice ea, păi și rămâi și gravidă. Ei și, înțelegi? Păi stai, tu nu... Nu era protejată treaba, nu? Nimic? Păi nu fac protejat. Am înțeles, ok. De ce mai fac? Dacă nu să simt... Dacă mergi la c***, ești protejat. Dacă mergi așa cu femei... Ok, tu ai fost îndrăgostit vreodată? Prima, o singură dată am fost. Când? Când eram și mai prost, gen. Dar asta nu e o dovadă de slăbiciune. De ce zici că erai prost? Pentru că eram prost că puneam botul la femei, gen. Păi și stai tu, după aia n-ai mai făcut nimic cu sufletul? Cum băi, n-am fost, să zic, îndrăgostit așa, să nebunesc după una, n-am fost. Pentru că întotdeauna am fost vânat și când nu eram, eram cineva, chiar când nu eram cunoscut, eram cunoscut pe eu am copilării la Mogoșoaia, de exemplu. Și făceam tot felul de festuri de-astea of the house, știi, pe casă, cum se spune. Cu acordionul, aveam un țambal, că eu na, știam să cânt la acordion și mureau puștoaicele alea de mine. Și care mai de care, dar îndrăgostit așa am fost, probabil, cu prima femeie care am avut un copil cu ea. Și, bineînțeles, când m-am înșelat cu cel mai bun prieten, mi-a trecut drăgostea la asta. Am suferit. Și de atunci am zis, gata, femeile pentru mine vor fi subiect de cancan gen vostru, știi ce zic? Și de acolo, când toată lumea zice că n-am, dar să zici că, uite, mi-a prins bine chestia asta. Înțelegi? După aia ce ai făcut cu celelalte femei, cumva, știi că bărbații au tendința asta, între ghilimele, de a se răzbuna, la modul, bă, uite, mi-ai făcut-o tu și eu acum cu toate celelalte mă voi comporta. N-am categorisit niciodată o femeie că ce a făcut tâmpita aia, toate sunt la fel, nu le-am băgat pe toate într-o oală și să le fierb acolo pe toate, nu. Fiecare are caracter diferit, individual vorbind, știi ce zic, dar că m-am scăpat repede de acest cuvânt dragoste, pentru că am avut prea multe și uite așa am scăpat de sentimentul ăla. Știi că suferi, faci, drăgi, auzi o melodie, zice ceva de iubire, mama asta e a mea să mă bufru după tine, bagă 15 pare să bem cu tare, știi? N-am avut nici halul ăsta. Dar am suferit și eu o lună, două, că n-aș fi om dacă a zice că n-am avut niciodată, înțelegi? Și nu stăm pe perversitate, pe afirmații de-astea perverse. Și acum, în timpul ăsta, cât doamna te-a înșelat pe tine, era născuse, era gravidă, cum se întâmpla? Da, mă, da, aveam treabă. Nu aveam treabă, știi ce? Cum a fost? Aveam un copil și eu tot umblam prin Occident. Și chiar aveam un prieten atunci, cel mai bun, care aveam încredere în el totală, știi? Și culmea că i-am și prins. Știi? Și când i-am văzut în pat, că nu intram și eu ca proști în casă, eram și eu băiat deștept, nu că n-aș fi nici acum. Și m-am uitat pe colțul ferestrei și am văzut acolo mâr, cărcă. Acum aveam două reacții. Ori să intru prin geamuri, ori să înjur de mama focul sau să intru în casă peste topoare, cum face unii dintre oameni, dintre care eu ce am făcut? Am respirat ușor, m-am făcut doi pași înapoi, m-am dus la colțul străzii și am început să fluier pe drum melodia care venea acasă. Poc, ăștia s-au pus în temă. Asta în pat la ea, ăsta în pat că aveam un, de ăsta, un, cum îi spunem, un antreu. Canapea. În fine, da. Acolo. Când am intrat în casă, vai ce somn, asta. Bine, ai venit, hai să spun să mănânc, dar nu mai dă mâncarea ei, mi-ar de-aia mie. Lasă-mă că sunt foarte obosit, ești bine cu tarelul ăla, da, nu știu ce. Zic, firea ți-ai dracu, în gândul meu zic, băi, nu știu ce m-a ținut în seara aia să fiu foarte așa, poate eram la pușcărie acum, înțelegi? Cu siguranță erai la pușcărie, dar cum te-ai abținut în febra momentului? Dumnezeu mi-a zis, băi, am fost pe timpul ăla, nu că eu sunt credincios de fir afară, înțelegi? Și mi-a venit așa o idee, ce cauți pentru doi proști la pârnaie?
Bă, dacă era să lua unul de maică-ta, de taică-tu, de frate-tu, mai ziceai. Da, așa. Păi femei sunt pe toate străzile. Astea erau vorbe bătrânești care le aveam eu în cap. Știi? Uh-huh. Și tipărite, da. Că asta e bine să ai o experiență de-asta, fiind puștan, să ai experiență de-asta, sau oamenii după lângă tine să-ți bage, să-ți insufle niște chestii de-astea în creier, că la momentul în care se activează o chestie de genul, îți vine ca o, ca un, o melodie, ca, un, ca să repet așa. Uh-huh, uh-huh. Și dacă ești băiat deștept și pui, faci faptă din ceea ce spune creierul, că știi că suntem doi, ești tu ca persoană și mai ai pe cineva în tine, ei ăla. E, dacă ți asculți, ei uneori, nu să ăla la care zice, dă-i cu toporul în cap, că mai ai și pe ăla al doilea, știi ce zic? Îngerașul de pe umărul ăsta și cu necuratul și de pe umărul. Se pare că îngerașul a vorbit mai tare și mai mișto. Și după aia cum le-ai zis, bă, eu știu ce ați făcut? În aceea seară? Nu, după aia s-a întâmplat foarte simplu. I-am del pe și-o nevasta lui ăla, l-am făcut să se despartă, i-am arătat că sunt cine sunt. Și după care lui femeia asta i-am zis, nici nu i-am vorbit cu Panaramă sau ceva de genul ăsta. La noi, pe timpuri, era cu dalea, cu să-i tai nasul, urechea, știi? Deci, da, nu i-am zis absolut nimic. Să fii sănătoasă. Zic, ca să vezi, când am vorbit cu ea ultima oară, că era vorba de băiat, ea deja era cu altul. Uh-huh. Și am zis, nu te bat, nu te ating cu un deget. Până la 18 ani, tot ce bani faci, îi bagi jumate-jumate pe ceglu băiatul ăsta, când o fi la 18 ani să fie ok. Și s-a ținut de cuvânt, băiatul ăsta are vilă, șmecher acum, șmecher. Om cum se cade. E ok. Da. Ai o relație bună cu el, vă sunați? Vă auziți? Bineînțeles, ne vedem, ne alem. Ok. Deci am cunoscut și ipostaza lui Romeo, tatăl. Cu... Da, mă, da, ce? I-ar fi... Păi să vezi că mă plimbam prin parc cu Carol, cu copilul, cu căruțul, bine, nu plimbam eu, dar eram pe acolo și mă vedeau copiii ăștia, erau rocker, pe timpul ăla manelele erau denigrate maxim, știi? Și puneau ea mâna în cap, ia uitați-l, bă, a făcut, are moștenitor, ne-am nenorocit. Ce a zis, mă? Nimic. Okay. Da, da. Da, îmi povesteai mai devreme că tu cumva ai ajuns să fii respectat cam de către toată industria muzicală, cumva. Cum s-a întâmplat chestia asta? Adică, ok, ai niște evergreen-uri, dar, în definitiv, oamenii care au preconcepții pot să zică, bă, maneaua tot manea e. Bă, dar nici n-am treabă cu manele până la urmă urmei. Dar ideea că e tot pe acolo, tot în curtea aia se învârte. Ideea este că, ca respect, nu am fost... Toată lumea, la un moment dat, le era frică de mine datorită... Uite și cum arăt, dacă nu mă cunoști și am țipat un pic mai tare, eu așa vorbesc tare, știi? Zici, mamă, ăsta e cârcâr, s-a fost povești de mine, că vezi, Doamne, nu știu ce zmardoi, nu știu ce pușcăria. Normal, zmardoi nu sunt, că nu sunt de la să bat lumea, dar am trăit zona gării, pe la Mogoșoaia, la noi ne băteam, era ceva normal să ne scoatem la intervale să, și părinții noștri ne punea să ne batem unii cu alții ca să învățăm zilele negre ale Bucureștiului, nu? Ce vrei, așa era timpul. Dar nu am avut, dacă mi-a plăcut de o persoană, am respectat-o. Dacă nu mi-a plăcut, am știut cum să ies afară, știi? Eu am o sonerie sau... Na, am o șmecherie care ies frumos fără să te deranjezi și fără să te prinzi că nu... nu. Uh-huh. Deci n-am dușmănie pe oameni, n-am nimic. Dar, în schimb, să nu încerce cu mine că atunci mă transform în balaur gen. Uh-huh. La modul că nu dau în cineva că i-aș face fracturi cu astea pe mâini, știi? I-aș rupe fața. Dar niciodată n-am avut de-a face. Niciodată n-am fost bătut. Niciodată n-am bătut, gen. Pentru că e de ajuns să zbieri odată și lumea simte forța din forță, dacă ar fi. Dar nu mai e cazul de mult la mine. Am înțeles. Și de asta. Deci ești respectat by default și pentru opera ta și tu ca om. Separat, dacă am putut să ajut, am ajutat întotdeauna cu plăcere, știi, pe cineva. În orice domeniu. Că mulți te întreabă, bă, cum faci tu pe aia, cum drești tu pe aia, dar cum e aia? Și eu nu stau acum ca să țin secrete, vezi, Doamne, ce am pus în cafea de ește. Uite mă, eu fac așa, dreg, așa, știi? Nici nu pot explica foarte pe limba lor a tuturor, știi? Că na, nici eu nu știu. Eu îmi vine acum în cap o melodie, mă pun pe ea și ce îmi place mie să aud, aia fac. Uh-huh. Țin cont deci de tu l-ai făcut pentru tine, nu l-ai făcut neapărat gândindu-te și la reacția publicului, nu? Ba da. Ba da, fără asta nu. Prima idee când pleacă, primele patru versuri este vino-ncoace. Da?
te-am adus, după care încep să ori să te dezbrac, ori să te îmbăt, ori să dansezi ca nebun. Tu ai înțeles? Astea trei le ai. La tine, în cazul tău. Da. În cazul meu. Ok. Eu n-am făcut niciodată story melodii genul... Cu toate că toate au o poveste, pleacă... Toate melodiile mele, dacă n-aveau poveste, știi că erau pala la revedere. Păi atunci ai să luăm concret pe asta, cu urcă-te pe mine, mișcă-te mai bine, dă motoare verticale, dar la supranaturale. Așa. Mișcă-te un pic. Ia mai stai un pic, sărută-mă în buric și mai jos cât un pic, cât un pic, cât un pic. De unde? Cum? De ce? Păi, mă... Mă, real, stai, fac referire la treaba aia. La ce? Romeo. Deci, buricul anatomic, vorbind, iei buricul, sărutăm un buric și mai jos cât un pic, cât un pic, cât un pic. Unde? Unde ajungem, Romeo? Aici e ideea, te duc cu mintea unde trebuie să ajungi. Dar n-am spus nimic. E vorba de coduri, că de-aia zic. E un mesaj subliminal? Toate textele mele sunt făcute în coduri de-astea. Și unele sunt simple, altele sunt mai grele, altele... Fii atent, în melodiile mele am pus și cacofonie din punct de vedere ca chestie să râdă și proștii, gen, că toată lumea, hete, ce prost e ăsta, a făcut cacofonie, știi? Uh-huh. Dar ei nu o gândește. Dar până la urmă cacofonia e pusă acolo ca chestie, deci merg pe text dur, dual, love, cacofonie, râs și la urmă te-am terminat când te-am luat, știi ce zic? Adică sunt toate ingredientele ca să aibă succes, basically. Da, mă, da, este ca un tren, merge normal, adică nu ia un vagon încolo, una încolo, știi? Te țin acolo. Deci tu ai făcut chestiile astea voit? Da, bineînțeles. Adică n-au fost niște accidente, păi, cum poate cred oamenii. Păi cum n-ai bine să stai 1000 de zile să gândești o melodie? Păi și de ce 1000 de zile? Că tu ai scris în 25 de minute la piață, în 1998, pe un carton de mici, duminica. Un carton, am spus? Da. Vreo 22 de cartoane. Așa. Hai să-ți explic cum. În 25 de minute. Gândindu-te la atâtea variabile potențiale, strofe, și nu acceptasem niciuna, să știi că nu știu dacă lovește pe foarte mulți oameni inspirația, dar în momentul ăla am aprins inspirația și mi l-a pus așa în memorie. Bă, știi cum le vedeam? Ca și cum vezi video, toate cum veneau. Uh-huh. Și atunci am rugat-o pe aia, dă-mi și mie un carton de mici. Și mamă, știi cum le scriam? Deci am scris toate 24 de cartoane au fost, mă. Bă, și am vrut să țin cartoanele alea, erau o avere alea, dacă le avem acum. Asta v-am să te întreb, tu erau acasă cartoanele. Păi dai seama că... Cum ai plecat, mă, cu 24 de cartoane de mici? Le-am băgat la piept și eram foarte fericit. Ai înțeles? Foarte fericit era, uite așa am făcea inima. Și m-am dus la fratele meu, pe timpul ăla aveau un fel de bar și acolo aveam un acordeon al fratele meu, lui Nenea, cum îi zic eu, lui Sorin, nu? Și am pus-o pe linie melodică. Uh-huh. Sol major, stilul ăla, pam, pam, și când am început să cânt, deja memorasem foarte mult din ce scrisesem acolo. Deja lumea din bar de acolo erau niște oameni de ăștia mai, cum să zic, nu acri neapărat. Reticenți. Așa. Băteau din picior, ținea măsura și eu știam dintr-un film american că în momentul în care lumea, dacă se uită la tine și bate din picior, înseamnă că chiar le place muzica. Uh-huh. Asta a fost în primele 4 versuri, dar când am început să orchestrez cum trebuie și am mers pe balansul ăla, au început să ridice de acolo de unde erau și au început să joace ca nebunii mâncați și cei care ceva bleste melodia aia. Înțelegi? După aceea, în același locație era un tip cu o tipă, nu vreau să dau funcție chestii de-astea când nu știi, și să zicem că erau iubiți, nu se căsătorise. Și a zis, te rugăm frumos din suflet, hai la noi să facem toate poftele, să ne cânt și nouă melodia asta cap-coadă. Uh-huh. Păi zic, băi, doar ce am făcut, nu vreau. Bă, dacă n-au dansat toată noaptea. Deci de la ora 12 noaptea până la 4 de dimineață, uite așa am învățat eu melodia poderos pentru oamenii ăștia. Și bineînțeles că m-au luat la nuntă, la urmă, cu tare, cu tare. Tu ai cântat doar piesa asta, mai aveai și alte chestii în repertoriu făcute până atunci? Aveam chestii, repertoriu, bagajul muzical care l-are oricine, nu? De la 11 ani cântând, îți dai seama că înveți niște melodii. Da, da. Dar nu erau pentru ce vroiam eu, pentru noua nebunie. Uh-huh. Că ideea e că
am și dat startul la libera interpretarea unei melodii, cam fiecare cum dorește, mm-hmm. Înțelegi? Tu te-ai jucat pe piese foarte mult, foarte, foarte mult. M-am jucat și m-am gândit și ca să poată și alții să facă, și să, pentru că în Manea nu exista rap la momentul ăla, înțelegi? Nu exista genul ăsta de a te exprima. Eu credeam că Șușanu a fost primul rapper din Manele. N-are cum. Păi Șușanu, cel bașpăr Șușanu, a apărut în 2000 și ceva, ca să zicem așa. Și nouă șocul n-are cum, niciodată. Ok. Nu are. Bun, după Carolina, care a fost de un succes răsunător, să asculte și acum, a fost ce piesă? După Carolina? Da. Tot la fel de hit, deci, mă refer. Tot albumul ăla după Carolina a avut vreo 3 sau 4 hituri pe el. Și pe alea ai stat să le elaborezi la fel de mult sau te-ai deblocat după Carolina și ai zis ok, astea vin de la sine? Punct, semnătură, pe Carolina a rămas tas. La urmă am făcut o melodie, satiră și umor, aia, ești o caceroasă, ești tuberculoasă, bați țigări în tine, urcă-te pe mine, aia cu făi molito, nehalito, înțelegi? Care cântam eu la mirese, când nu le suportam și erau fițoase, lasă-mă să-ți cânt cea mai frumoasă melodie și gata. Începeam, ești o canceroasă, ești tuberculoasă, bați țigări în tine, urcă-te pe mine, nu mai văd că bei vino în coasă, lei, vreau să o suși bine, bagă niște bile, mamă. Aia fugea din nuntă. Acum mai erau de-astea care, draga, ai întârziat 5 secunde, dă-te în sânge să te bată, bine, înțelegi? Ei. Dar s-au luat milii de tine sau ceva? Păi nici n-aveai cum să simți așa ceva. Eu spuneam că cea mai frumoasă melodie, deja te, știi cum fac ea, mă, care te hipnotizează. Erai hipnotizat, n-aveai cum să sesizezi, uh-huh. Înțelegi? După care a fost, pe același album a fost asta, Benzinărița, care era prin toate pecurile. A fost asistenta, polițista, Hai la Mare, care și acum un an sau un an, doi, faza aia cu Mă prin pe faleză, sunt cel mai tare în freză, era cântată de toți și au făcut ăștia la TikTok-uri pe o grămadă. Înțelegi? La urmă, ce melodie a urmat? A urmat albumul 2, am făcut o melodie, Suzy Lady Giumbalari, așa se numește, fata din parcare. Se mă, dar cum îți vin, mă, frate, denumirile astea, nu înțeleg. Na, pana mea, imaginație, na. Și pe albumul ăla, să zici că am avut asta, am mai avut aia cu Mi-a luat banana sau dacă nu mă înșel, nu mai știu, mai multe. Dar melodia asta a inspirat pe cei din anii ăștia, era să zic din... Din epoca respectivă. Da, mă, din prezent. De-a făcut melodia aia cu, cum o cheamă, mă, african, nu mai știu, dar un hit care a fost făcut după linia aceea, știi? Uh-huh. Și după care, bineînțeles, a fost Hai Puștoaico, Sexy Bomba, La miezul nopții, Să-ți fur chiloții, sau că nici eu nu știu, n-ai bicătă. Mă, dar tu ți-ai propus să fii porno în piese? Nu. Porno. Nu există. Păi dacă zic porno, asta ar însemna să cânt cum se cântă acum, trap. Înțelegi? Cu toate că am lucrat niște piese genul ăsta și o să le dau drumul să le livrez. Stai, nu, stai. Tu te apuci de... Nu. Tu lansezi trap? Dacă lansezi trap. Da. Stai că mi-a intrat... M-a jurat cineva. Păi dacă eu cânt trap din 2000 de ani, gen, o să fac... Am făcut deja câteva melodii trap. Gen, de la mai dați-vă că m-ați umplut de moloz. Vorbe care astea nu le știe ăștia. Dacă le luați, vă sparg, știți, nu? Da, mă, da. Ok, bun. Deci am stabilit și pe asta, Romeo, o treabă. Bun, bun, bun. Tu ești un tip foarte caterincos, Romeo, și pare că nimic nu poate să te atingă. Dar mă gândesc că ai și tu sensibilitățile tale. Care sunt alea? Ceva, ceva trebuie să te atingă, nu se poate, nu există. Îmi plac oamenii buni, suflete curate și... Mă sensibilizează cel mai mult natura pe mine, ca să știi. Ce anume din natura? Mare, uite, munte. Să mă duc în Munții Albi, să stau acolo și acolo unde stau eu. Uite, am fost la Vulcanii Noroioși, stau singur acolo cu pământul, aud de la bâlbuci, de ăștia, știi ce zic, mă sensibilizează. Dacă vreau lume, mă duc într-o capitală din Europa, oricare, unde cum ar fi festivalul ăla cu berea pe la Nemț, să te uiți acolo, să vezi câtă lume este. Da, da.
Că eu toate chestiile astea mi-o trag, deci toate textele mele vin din ceea ce văd și trăiesc. Înțelegi? Nu citesc o carte sau cum fac mulți, citesc poezii. Băi, nu se poate așa ceva. Cum o să citești poezii să faci texte, băga mea? Deci din experiența de viață, totul a zis din experiența totul, de viață. Uite, mai mă duc unde nu mă cunoaște nimeni așa și mă bag în cluburi de-astea sau în diferite orașe ale lumii, vorbesc pe Europa, nu sărim oceanul, și mă duc acolo și mă bag și stau și văd și privesc, înțelegi? Am experiențe de-astea frumoase. Dar orașul tău favorit care e din tot ce ai văzut până acum? Orașul meu favorit? Da. De unde? Din lume sau de... Din lume. Orașul meu favorit? Băi, hai să râzi. Dar e undeva pe coasta Spaniei, se numește Benidorm. Uh-huh. Acolo e cel mai frumos oraș care l-am văzut, cea mai mare energie și cea mai frumos. E frumos rău de tot. E un orășel de ăsta. Oraș. Numai englezoaice, te duci la pub-uri, e muzică de asta la pian, care o cântă englezia super marfă. Și toată chestia, ospătarul știe să te servească, e super, îți dă... Deci cea mai climă pozitivă acolo am trăit-o. Uh-huh. Înțelegi? Și noi mai avem climă pozitivă prin România, dar cea mai tare climă am simțit-o acolo și în Cipru, de altfel, la fel climă pozitivă. Mă rest nu, nicăieri. Ok. Romeo, ți s-a întâmplat vreodată în momentul în care ai ajuns în... Ai ajuns într-un, hai să zicem, într-un moment intim cu o doamnă să bage piesa ta? Adică erați acolo pe metereze cum ar veni și ai zis, stai așa, trebuie să bagi niște muzică, ne trebuie fond muzical. Păi nu, că atunci ar fi însemnat să fiu dominat și eu sunt dominatorul, adică nu o permit. Am La mine înțeles. Se întâmplă totul cum vreau eu, altfel nu există, păi ori și femeie, ori și ceva. Bagi muzică? Tu? Nu. Doar să auzi sunetul... Real. Au, miau, măr. Ok, dar tu relații serioase ai avut? Adică căsătorii n-ai fost, ai ca să luăm... Nu am fost căsătorii niciodată. Relații serioase am avut și da. Chiar sunt într-una. Nu există. Dar, acum? Stai să-ți explic. Chiar sunt într-una, dar vezi tu, eu nu sunt statornic. Mă pot plictisi oricând. Și le anunți înainte. Da, cele 10 reguli. Alu, fantastic. Care sunt? 1. Niciodată nu mă faci prost. 2. Nu vorbești prost de familia mea. 3. Frații mei, cârcârmârmâr. 4. Care e importantă, meseria mea e meserie, adică gen, ca paranteză, nu sunt tractorist, nu sunt paznic. Dacă vrei unde stați, luai gen. Mie nu-mi dai dalea cu... am plecat, când vii, când te întorci, ce ai făcut, de ce ai făcut poză cu Vasilica, cu Gheorghița, de ce stai între 7.000 de femei, din start ți-am dat dilet, înțelegi? Chestii pe genul ăsta. Adică, vezi tu, sunt destul de modern ca într-o relație, adică fiecare are ora lui de relax, nu te deranjezi, nu mă deranjezi. Te poți duce unde vrei, când ești bazat pe încredere. Și respect, da. Da, te duci, nu avem... Înțeleg. Și acum tu ai o relație. Acum am o relație, dar din păcate eu trăiesc în Occident și ea muncește acolo. Deci trebuie să mă duc să uit așa, e complicat. E relație la distanță. Acum. Nu mă, noi suntem 2000 de ani împreună, gen. Păi da, și acum doamna a rămas acolo. Da, și okay. Eu sunt aici că am treabă aici. Mie nu vine să cred că tu nu o să faci de cap, dar asta e altă discuție. Dacă vrei să spun de femei din ziua de azi, sincer, n-aș face cu nimeni. De ce? Uite așa, la un moment dat, ascultă-mă, te plictisești de icre negre și de caviar și de vodcă și de vodcă, nu mă plictisesc, că-mi place. Dar nu mai caut în femei sexualitatea aia extra tunate și sunt scârbit de tunatele astea, de siliconatele astea, de buzatele astea, de frunțile astea, de obrăjatele astea care își pune tot felul de porcării în el. Ce dracu mai săruți, mă, la femeia aia? Simți silicon? Mie îmi place o femeie naturală, să fie în primul rând naturală și în al doilea rând să fie, cum să spun, naturală și ca gândire și ca fizic. Nu-mi plac haladite, că tocmai de-aia le fac eu în toate felurile. Mai știi melodia aia, dă-te în sânge să te bată, când le-am făcut melodie lui astea? O știi pe aia? Zi. Pe asta n-ai enunțat-o. Nu. Ești o rafinată, ești o superdotată, ai nu știu ce vrei, o înghețată, vrei,
vrei, vrei și la un moment dat ești, dă-te sânge să te bată, știi? E special cu izul ăsta de femei. Băi, nu am... Tu m-ai întrebat ce-mi place. Eu spun ce nu-mi place. Nu-mi plac robotoaicele astea care au apărut acum și au scos scoase din ele să-și pună... Bă, au boala copiilor. Eu le înțeleg că e sursa lor de venit corpul, dar nici chiar în halul ăsta, știi ce zic? Și acum, dacă aș da de o femeie naturală, bă, și să fie de la țară, să fie pură de aia, dar pură, cu puritatea aia de sat sau de oraș, da, de unde ești, știi? Să râzi. Da. Da, mă, să râzi cu ele, să poți să bei un par de vin cu ele, să pur și simplu, nu de alea care, dacă te duci la o întâlnire cu ea și te duci cu un Logan, gen, ghilimele, dau așa ca exemplu, să se uită strâm la tine. Tu înțelegi? Îți dai seama că am și eu niște, acum nu mai sunt vagabond, nu că n-aș fi vagabond, sunt vagabond ca orice bărbat. Dar nu m-aș duce niciodată cu mărmări de-astea. Dar au fost femei celebre care ți-au făcut avansuri? Îți dai seama că au fost. Nu-mi zici mie cine? Da, mă, că suntem la cancana, trebuie, știi? Nu zic. Nu? Nu. Bă, hai spun, un bărbat care se laudă cu ce a fost prea la el prin pat sau invers sau o femeie, nu-mi prea mai... Bă, dar bărbații, apropo, bărbații ți-au făcut avansuri vreodată? Îți dai seama? Nu cred. Da, mă, da. Păi nu erau speriați așa de tine, de tonul tău jos? Nu, mă, ce te-aș te-ai nenorocit sau mai... Bărbații? Da, mă, da. Pă bune, prins Occident pe acolo. Înțelegi? Gen, ce te-aș că invers, cum ar zice o femeie, știi? Da. Înțelegi? Incredibil. Și îți dai seama că, băi, sunt foarte trăit. Adică nu sunt genul ăla și să fiu foarte... Acum să fiu zis, de ce sunt mai cu tare. Au fost toate genurile de avansuri, înțelegi? Și de la babe, și de la bărbați, și de la femei, și de la puștoaice, și de la supertunate, tot genul de femei. Înțelegi? Deci am stabilit-o și pe asta. Acum știm și ce le-ai făcut. Transmiți tu o anumită energie, să zicem. Mă, nu știu ce energie transmit eu, dar dacă mă simt eu bine, să simte și cel de lângă mine bine. Înțelegi? Că dacă nu mă simt bine, nu ies afară din casă. De ce să strixie stare sau... Dacă mă inviți undeva, eu zic, băi, decât să mai... Ca și cum aș fi, nu sunt acolo, mai bine lasă-mă sau iartă-mă. Nu vin. Mie-mi place să dansez unde mă duc. Să fiu wow, să mă simt bine cu tine, să beau băutura mea, să simt clipa aia care o trăiesc. Tu ai fost vreodată trist sau depresiv? Adică ai avut... Îți dai seama că am fost trist și sunt trist și depresiv, dar depresiv nu prea am fost pentru că sunt prea tare ca să fiu depresiv. Depresiv am fost doar în cazul în care depresiv la momentul că... Hai să spun ceva, n-am plâns în viața mea decât la un film. La ce film? La anumite filme de astea, okay, de casă, da, înțelegi? Nu porno neapărat, da, știi? Când i-am pierdut pe părinții mei, am fost cel mai supărat rău, de tot n-am mai vrut să cânt. Și au venit în vis tatăl meu și mi-a zis, băi, hai tu-ți afan, dă-i drumul și cântă, fă-ți melodiile alea să râdă lumea, că tu ești ăsta. Asta e magia ta. Ei, și atunci am scos pe piață Sânge de Taur, în 2015 s-a întâmplat asta și de atunci mă tot țin, înțelegi? Dar tristețe, eu dacă m-aș simți trist, îmi dau doi pumni, de exemplu. Uh-huh. Sau nu dau doi pumni, bag două, trei pare sau beau 10 șaturi. Și-ți revii. Bine, nu-i păcat, mă, de viața asta, trăiești o zi. Pă bune, trăiești o zi și să fii monoton și... Pana mea, hai că stai supărat așa, dar mai bine decât să stai supărat, mai bine citești ceva sau vezi un film. Ți-e teamă de moarte? Mie de moarte. Bă, teamă nu mi-e de moarte, că oricum o să se întâmple când se va întâmpla, dă-i seama. Adică o să fie like that, ce mare șmecherie. Există oameni care le-i frică de moarte? Eu întreb, eu mi-am făcut datoria și am întrebat. Nu. Moartea e ceva normal în viața unui om. Adică, pana mea, de-aia trebuie, eu de-aia trăiesc maxim orice. Dar cu sănătatea sunt ok, ok-uț așa, trebuie să mai merg să-mi fac niște chestii de-astea, analize. Ai zis că nu te-ai drogat niciodată, uite la gușina. Da, niciodată în viața mea, ascultă-mă. Niciodată în viața mea. Nici iarbă, nici cocaină, nici nimic. Sunt fan iarbă. Ai fumat odată? Sunt fan iarbă. Am încercat o singură dată, dar nu mi-a făcut nimic, pentru că persoanele tari nu le dă nicio stare. Ai înțeles? Și atunci
am zis, de ce rost are să mă stimulez eu să fiu sambari când eu deja sunt sambari și când am destule imaginație și nebunie în cap, că de-abia o stăpânesc eu. Dar dacă aș mai lua niște chestii de-astea, să, ce s-ar întâmpla cu mine? Poate iau razna sau cine știe. Și mai bine fumez tutun normal, o țigară, știi ce zic, dar nu fumez niciodată. Dar alcool mai bei? Alcool beau ca de fiecare dată când îmi vine, beau tărie, vin, roșu, atâta beau. Ai vreo poveste de-asta epică cu vreo beție, ceva, te-ai trezit peste 3 zile în pat cu 10 femei în Australia și un cangur, ceva, adică mă aștept să-mi zici odată. Nu m-am băut, o singură dată m-am îmbătat în viața mea și m-a transportat niște femei acasă. Și m-am trezit într-un jacuzzi de ăla și m-am trezit dezbrăcat ce mi-a făcut alea, că nu mai știu nimic, mâncați și curat. Înțelegi? Da. Și alea leșinate. La urmă mi-au spus că te-am violat, Romeo, ai avut un jumbalau să moară, mă, să dacă nu ne-ai făcut de comandă pe toate. Păi zic, dacă eu nu știu nimic, mor, fi mințit, o fi spus adevăr, nu știu. Dar de atunci nu mai m-am îmbătat niciodată. Știi că de obicei la alcool lucrurile sunt altfel, adică ții altfel, ai alt apetit în zona asta. Da, mă, devine sexuală. Simțit, îți spun eu. Da, în zona asta mai nesimțit, sexuală, da. Adică nu mai ai reflexele foarte dezvoltate în momentul ăla. Uh-huh. Înțelegi? Și de-aia se întâmplă chestia asta. Și de atunci te-ai cumințit, te-ai... Nu, mă, nu m-am cumințit, beau normal. Dar nu să te mai îmbeți. Eu nu mai mă pot îmbăta. Pe bune. Deci beau cu tine, am talentul meu de a bea. De exemplu, începem un șpriț împreună, da? Bun, începem pe tărie, că așa e frumos. Ai o tăviță sau ceva pe masă, salam uscat, cărcâr pentru tărie, s-a făcut grătarul, te-ai dat pe vin și stăm 4 zile, 5 nopți, câte vrei tu, stau cu tine, beau cu tine, n-am nici pe dracu. Uh-huh. Tu te îmbăți, beți de 3 ori, eu n-am nimic. Mori, vomiți, te trezești, te duci la muncă, te întorci. Nu mă vomit. Nu tu, nu tu, da. Ăla care bea cu tine. Pentru că e un secret, balaurii mei, învățați, mâncați la băutură. Că dacă mâncați la băutură, nu vă îmbătați în viața voastră, fără mișto. Ok, și se sintetizează altfel alcoolul. Da, dar nu mânca orice. N-ai voie să mănânci tocătură la băutură. Mănânci tu carne, carne și iar carne. Ce vreți, mă? Pește, am înțeles. Carne. Da. Ok, bun. Am stabilit-o și pe asta. Domnul Romeo, săptămâna trecută, cred că era și se făcea, ne-ați transmis că v-ați apucat de o școală. Că nu mai faceți o școală. Păi nu m-am apucat de școală. Hai să spun, prima oară a fost un setup studio, se spune. Da. Într-o 3 ani de zile. Uh-huh. Am făcut setup studio. Să înțeleg ce înseamnă tot ce se întâmplă în mintea unui sau în memoria unui. Cubase, de exemplu. Și cu ce să mănâncă ăla. Și toată chestia asta mi-a luat vreo 3 ani de zile. După ce am terminat cu setup, m-am dus și la o școală de asta de inginer de sunet. Ciudat, nu? Da. Eu și, cum să-mi zică cineva, domnul inginer, că mor eu singur, glumesc așa. Și acum am început să văd altfel lucrurile, să-mi dau seama și să realizez în același timp că toți cei colegii mei care mi-au făcut melodiile în trecut, nu e chiar așa de simplu să faci o melodie, știi? Uh-huh. Contează multe lucruri acolo și contează. Noțiuni teoretice? Practice mai bun. Teoretice, teoria, fii atent, și acum când se predă la școală, nu se predă teoretic neapărat. Se arată. Uite, spune așa, bățul ăsta, dacă îl strâmb, face lucru și ți arată, buf. Uh-huh. Nu mai e ca pe timpul, știi, acum să dă școală de aia, mărmăr. Ți arată tot ce faci, fiecare, tot ce e acolo, așa. Tu faci cursurile online acum? Online. În Anglia? Nu neapărat în Anglia, undeva. Uh-huh. Înțelegi? Că nu trebuie să știe lumea unde fac eu cursuri, că oricum mă nebunesc. Înțelegi? Dar sunt în română cursurile. Da. Bine. Ideea este că vei vedea că va fi un alt Romeo fantastic și ca spate, vorbesc spate, când compui și faci muzică și o să fie alte tobe făcute de mine, alte premiere. Deci, cum mi-am dorit eu să aud o muzică, o melodie, înțelegi? Să fiu o fapi, fericit. Având în vedere că tu cunoști foarte mulți oameni din acest spectru muzical și ești prieten cu majoritatea, cu ce artist ai vrea tu să faci un featuring puternic? Adică acum sunt câțiva pe val, uite, e Țancă care orice scoate e trending, BDLP-ul care orice scoate e trending,
Erika Isaac, care a scos Macarena și a rupt. Da, i-a spart pe tot, da, bă, nu pe toți neapărat, da. Așa, la, ca femeie, n-are adversar la ora asta. Cu cine să fac? Păi, uite, eu practic nu mă gândesc să fac cu nimeni. Dar deja, cu Țancă știu că trebuie să fac o melodie, cu Bogdan. E făcută? E posibil să facem o melodie, momentan nu pot să dau un detaliu, absolut nimic. E posibil. Se pare că facem, se pare că nu știu, vedem. Rămâne la atitudine. Tu nu ai semnat la niciun studio? Nu, nu sunt semnat la nimeni, sunt liber, profesionist, gen, glumesc. Ok. N-am o treabă cu semnături cu d-astea. Păi la nivelul meu să mai semnez cu cineva, cine și-ar permite un tip ca mine ca să, să-ți dau o semnătură, pentru că sunt complex și complex. Și nu-ți permiți, sincer, pentru că sunt și pretențios, unul la mână, și doi, dacă vrei să semnezi exclusivitate, trebuie să stai în fața mea ca Barosani. Și încă nu e producător în țara asta ca să stea în fața mea ca Barosani, chiar dacă mă consideră ei pe mine Trilulu sau cum mă consideră. Mă, chiar mai știu de Trilulilu, era... Da, da, era un set cu muzică, da. Nu știu dacă mă consideră cineva așa cum spun eu, dar nu am... Nu vreau să am obligații, foarte nașpa să ai obligații în zilele noastre. Romeo, tu ți-ai, consider că ți-ai administrat bine finanțele de-a lungul vieții sau ai niște... Banii, mă? Da. De unde, mă, dreacu? Cum să administrez banii când eu i-am cheltuit pe toți pe unde? Păi, dar cine stă în Occident? Nu eu? Tu crezi că acolo ia viață ieftină? Dar ce ai făcut cu ei concret? De jucat ai jucat, nu ai jucat? Nu te-ai jucat am la și casă. Jucat. Ai și jucat la casă. Am și jucat. Pierdut? Maxim. Da, mă, da, am jucat. Cam ce sumă așa ai făcut? Băi, nu știu, dar nu jucam sume. Dar să zicem că dacă jucai în fiecare, uite, a fost ani. Eu nu mai joc acum foarte mult, pentru că nu mai vreau, m-am scârbit de ele, ca să zic așa. Mai bine prefer să am niște bani în buzunar sau pe card decât să mă duc să mai jucat. Ai făcut milionul de euro, de dolari, de ceva, l-ai făcut de-a lungul timpului? De mult, dracu, ce vorbești, s-au dus. Păi eu cred că l-am făcut în... Nu neapărat în primul an, dar cam așa. Un milion de dolari în primul an? Aveam, dacă știi, șifoner, avea niște trăzi de-alea unde băgai ciolap, știi, le trăgeai. Acolo erau numai sururi de-alea de bani, de 5.000, de 10.000 aruncate de la cântări. Eram cel mai scump după piață, boss. Deci, toată lumea mergea pe, nu știu cât să zic, 15 milioane, mergeam pe 27. 45 de minute. În anii ăia, în 2000, erau bani mulți, înțelegi? Și nu aveam prieteni. Eu niciodată n-am avut prieteni la cântări, la astea. Bine, prietenii mei personali mă duc, dar veneau tot felul de oameni. Nu dau nume că nu vreau să rănesc pe nimeni. Băi, cu tare, vezi că am și eu... Am înțeles, când ai? Stai să ne uităm pe agenda, cu tare te costă atât. Poftim, zicea ăla. Păi sunt măr și eu sunt câr. Vrei să mai ai bine? Eu era om obligat pentru că eram întreg, adică n-aveai cum fără mine să faci ceva. Și aveam 4 cântări pe zi, aveam 2 formații care una se instala, una fugea în altă parte, aveam 2 mașini care erau pline de haine, numai să mă schimb. Înțelegi? Zilnic 4 cântări, deci nu zici că aveai odată la asta, că de-aia zic banii ăia. Tu înțelegi? Uh-huh. Și ce-ai făcut cu ei? Pe ce-ai spart? Ce-am vrut mușchii mei am făcut. Nu îi regreți? Niciodată. Că poate, puteai să cumperi pământuri, să-ți faci blocuri, case. Băi, nu gândeam așa de bine ca tine atunci. Nici n-aveam timp să gândesc. Că eu atunci, la timpul ăla, știu că veneam până la 4-5 acasă, dormeam până la 2, mă lua șoferul, hai de la treabă. Așa era. Înțelegi? Până am căzut, mi-a venit sânge și pe gură și pe nas la o nuntă și m-a dus ăștia la spital și mi-a zis doctorul: Romeo, pare foarte rău. Ai clacat fizic. Dacă nu-ți venea astea pe gură și pe nas, tu erai pe la revedere, infarct cerebral. Păi zic, de ce? Păi dacă tu nu... Mi-a zis așa, dacă probabil trăgeai și tu o linie, două, poate făceai față. Dar tu nu tragi și ești original. Și recomandarea zic care? Păi ce recomandare? Cânti una pe săptămână, o oră, playback, numai cât live, fără o blundă de zile, nu mai bei deloc, nimic. Nu mai mănânci noaptea. Iar aveam 120 de kg. Dacă mă vedeai, ce că sunt chiar că bombastic. Eram cât Dita Maina Miloiu era. Înțelegi?
Ei, și după care am făcut pauză, dar pe timpul ăla nu aveam prieteni buni pe lângă mine. Aveam de ăștia care mai de care să bea și să mănânce gratis. Păi, ce zic? Cum e și acum? Deci, așa că băieții ăștia care cântați, aveți grijă când ajungeți la apogeu să nu faceți prostia mea, gen. Eu dacă cheltuiam, nu știu... Mă, vezi tu cum a fost? Eu n-am fost o persoană foarte, foarte... Eu am avut o familie cum se cade. Tatăl meu a lucrat în oțelărie, mama mea a lucrat asistentă medicală, ai înțeles? Adică erau bani, dar nu eram genul, dă și mie mamă bani. Noi munceam, copil fiind, eu munceam, înțelegi? Adică ce munceam? Tatăl meu avea 6 armăsari. Și printre ei avea și un cal, îl chemea tramvai, așa îi spuneam, că era mai prost. Luam calul ăla, îl puneam la căruță și mă duceam pe acolo, pe la Mogoșaia, pe la mine, și luam buteliile, luam oameni, mă duceam, le încărcam, înțelegi? Păi a fost o cutelea, când rămânea 1000 și ceva de lei pe timpul ăla la o căruță de aia de butelii încărcate. Uh-huh. În fine, întotdeauna ne-am descurcat. Și, dar nu mereu foarte bine. Asta când aveam 11 ani, eu făceam banii ăștia. Și când ai dat de bani, cum a fost? Cum ai reacționat? Când am dat de bani, am încercat să cinstesc toată lumea care a fost în jurul meu la începuturile mele. Dar ceea ce m-a durut cel mai tare, că nu i-am cinstit pe cei care trebuie, care chiar au stat pe bune cu mine. Înțelegi? Și din cauza la... Că știi tu, când ajungi în ghilimele rege sau împărat sau ceva de genul ăsta... Păi cum să face că, exact ca vorba aia bătrânească, țiganul când se vede împărat, uită de unde a plecat, știi ce zic? Eu n-am fost așa. Uh-huh. Eu mi-am luat toți prietenii mei, haideți mă, aveam o cârciumă pe acolo, prin Mogoșoaia, o umpleam. Toată lumea mănâncă și bea gratis, le dădeam și pachete acasă, băi să mor dacă te mint. Deci ori veneam și m-a apucat pandalia, aia făceam. La urmă, arfe, fițe și figuri, ce însemnând arfe, fițe? Cheltuieli, nunți. Haine. Nu, mă, astea erau, erau ieftine. Dar aveam șofer, nu trebuia mașină. Mașină cu tot, știi? N-aveam eu ce să fac cu ea, n-aveam permis nimic. Și acum ce s-a ales de toți banii aia, practic? Adică tu cu ce ai rămas? Case câte ai? Una, două, câte ai? Nu am case, am... La Mogoșoaia acolo o casă bătrânească care trebuie să o fac studio. Da? Și cam atâta. N-am nimic. Și o mașină? Mașina mea, balaurul meu, care mor de el. Am o mașină, un EU din 2001, Mercedes, care mor de el. Uh-huh. Poți să-mi iau mâine mașină de 100.000 dacă te interesează și vrei să știi. Tu ai în cont bani? Acum. Nu, pot să iau bani asta, că dă toate, oricine vinde mașină, îi zic, îmi dă că știi că fac bani. Uh-huh. Înțelegi? Dar nu vreau. Sunt pe modestie la capitolul ăsta. Ok. Bun. Ăsta sunt, ăsta, adică așa îmi place. Mașina aia îmi place, nu-mi place altă. Deci ți-ai trăit practic viața la intensitate maximă, cum și ziceai? O trăiesc mai mult decât îți imaginezi tu acum. Pentru că ceea ce nu știi tu și telespectatorii este că eu văd visul meu care l-am avut acum 20 ceva, două decenii ceva, îl văd realitatea, adică practic. Da? Pentru că era imposibil ca să fac din imposibil să fac posibil ca eu să fiu astăzi aici și eu să fiu primul om din România care a introdus rapul în manele. Și datorită mie, foarte mulți astăzi cântă liber sau face rap liber cu băgame și făceame. Și păi dacă nu începeam eu cu d-astea, nu era, credem. Ok. Înțelegi? Sau se întâmplau lucrurile poate, adică mult, mult mai greu. Adică trăiesc visul meu cu ochii, îl văd, pur și simplu. Ok, bun. Am avut parte și de o lecție acum la final de interviu. Romeo, pentru mine a fost chiar a fost o lecție de viață interviul ăsta. Mă bucur că am putut să afle fanii voștri, telespectatorii. Da, da, povestea ta de viață. Băi, nu e mare poveste de viață. Acolo așa, știi ce? Ai muncit, unul la mână, ai muncit. Am muncit. Ai avut un vis pe care ți l-ai clădit. Ai făcut și niște bani. Ce s-a ales de banii aia? Mă rog, poate sunt o grămadă de experiențe care nu pot fi relatate aici. Nu neapărat, că n-am făcut nimic rău cu ei. Așa. Ai și trăit niște nopți incendiare cu niște doamne așa cum ți-ai dorit tu? Băi, am trăit, ca paranteză, scuză-mă că te întreb, am trăit ce nu trăiește un om simplu, sau un patron, sau ce vrei tu, niciodată. Deci, este la...
unul la puterea 20 să se întâmple pentru o persoană normală ce am trăit eu sau cei trăiesc, cei care trece prin acest val al vieții și acel val al a te cunoaște oamenii, etc. și așa mai departe, știi? Nu e posibil așa ceva pentru un om normal. De acolo și hate, de acolo și toate chestiile astea. Eu mai am o întrebare și asta e foarte incomodă, să știi. Pentru regele sexului a fost vreodată o teamă faptul că la un moment dat bărbăția s-ar putea să-l părăsească? Și dacă mă lasă, care e faza, mă? N-am o muzică cea mai frumoasă femeie din lume. Și trec mai trebuie mie femeie. Păi da, mă, da. Și un balau? Da. Băi, poate pe la 70 de ani, 80 încolo, probabil. Va fi. Dar în continuare, Giumbalau. Giumbalau merge! Eu am fost Sabin Tudor, acesta a fost Cancan Exclusiv. Îți mulțumim foarte, foarte mult, Romeo, de urmărit pe TikTok, că face niște live-uri foarte, foarte caterincă acolo și pe toate rețelele sociale, Instagram, Facebook. De toate. De toate. Gata, am stabilit-o și pe asta. Mulțumim foarte mult. Să ai o viață lungă și fabuloasă, Romeo. Eu am fost Sabin Tudor. Pa! Vă bubați!